Sonata stegarului Dac și a adevărului istoric De Marius Ianuș După ce am umblat un an deghizat în evreu, în sfârșit mi-a zis unul ceva de rău. Eram la mitingul împotriva vaccinării obligatorii, ținut în fața Ministerului Terorii. Era un om care mă citise pe undeva și mi-a șoptit cu un scrâșnet de cherestea și de cuțit de ce te-ai îmbrăcat așa? Cum se poate? Nu știi ce ne-au făcut jidanii la 1907? Frate, n-ai niciun pic de umor. Eu sunt un mare inamic al lor. m au luat și Institutul Vizel în colimator. Mă îmbrac așa ca să le fiu caricatură, să le arăt că nimeni nu-i privește cu ură. Și până la tine chiar nimeni nu m-a deranjat. Ce s-a întâmplat? Ce ne-au făcut la 1907? Spunem că verific și dau mai departe. Bine, uite, în acei ani, boerii români închiriau arendașilor jidani, care luau și pielea de pe țărani. Jumătate din pământurile țării erau ale lor, spre nemulțumirea oamenilor din popor. Boerii erau bine mersi, stăteau la oraș și se îndopau cu vin și cu caș. Totul a început în târgul de la Flămânzi. Și ți le spun, dacă vrei să le auzi. Moki Fisher, un jidan din Botoșani, a vrut să-i jecmănească pe țărani și nu și-a respectat cuvântul dat, cum face orice sionist de rahat. Și a început nebunia, care n-a avut nicio treabă cu moșerimea. Țăranii și târgoveții români s-au adunat ca să scape de jidani nu doar un sat, ci întreaga țară. Au fost incediate toate magazinele vrești din orașe și sate. Orice ar spune istoria lor mincinoasă, la 1907 a fost revoltă antijidovească, pe care jandarmeria, care era a lor, a înnecat-o în sângele românilor. n am mai putut continua că s-a stânit un vacarm și o trebuie să-l împing pe Mihail Târnoveanu într-un jandarm. Și ăla îl tot împingea înapoi. Păi cei cu jocurile astea de puțoi? De ce nu lăsați să treacă printre voi? E medic și trebuie să vorbească cu ministrul sau cu vreo altă proastă din această instituție davolească o persoană o ieșit din minister, fâlfâind o condică, de parcă ne-ar fi invitat la o dezbatere publică. Dar se vede că a fost o capcană să ne îmbulzim aici și apoi să zice că, că am fost violenți și aici. Cineva de lângă mine îmi a atenția. Uită-te la Cezar și nu mai zbiera. Stegarul Dac se cățărase pe fața de clădirii, iar jandarmii renunțaseră la jocul îmbrâncirii și îl priveau și ei ca niște proști. Pe unde se urcase bărbosul coborât din moți pe stânca acestei clădiri greu de scaladat? Cine l-o fi ajutat? Era o chestie halucinantă. Cezar mergea pe un pervaz ca pe stradă. Pe geam se văzu capul unui polițist care parlamenta. De ce te-ai cocoțat aici ca o maimuță, domnule Cezar Cătălin Avrămuță? Hai, coboară, nu mai aștepta. Intră pe această geam și-ți dăm și o cafea nu-mi trebuie mie cafeaua voastră cu cătuși. Ne-am săturat să mai așteptăm pe la uși. Vrem să intre 10 protestatari la discuții. Să vedem dacă se pot găsi soluții. Dar polițistul totul mai momea cu câte ceva ca să-l poată aresta. Nu știa săracul că samuraiul avrămuței este gar de pe vremea Revoluției. Cu cezar cocoțat pe clădire veneau televiziunile în eștire, că acum aveau ceea ce ele numesc o știre. Până acum fusese doar Tonela părureanu, pe care o știți din sonata cu homosexualul. Încerca să ia să filmeze câte un pic, numai că televiziunile astea nu înțeleg nimic și n-am prea lăsat-o. Lasă, că o să filmeze la altul. Lumea striga, fără vaccinare, cu serul otrăvitoare, fără vaccinare, cu serul otrăvitoare. Și Problemele vasculare vin de la vaccinare, problemele vasculare vin de la vaccinare. Dar eu mă simțeam deja obosit. Cezar se așezase pe o cornișă din zid și era clar că nu are niciun pistol la el ca să ridice dramatismul nițel. Dacă ar fi băgat o mitralieră pe fereastră, ar fi fost o chestie mai pitorească. Dar actul actului se terminase, oricât de bine îl jucase. Omul cu adevărata istorie de la 1907 nu mai era pe aproape. Cât despre protest, eu cred că ăștia știu că avem dreptate, dar ne prostesc și or să o tot țină cu înțeparea universală, pentru că așa le dictează oculta mondială. Aș fi vrut să mă plimb un pic prin Cismigiu, ca atunci când eram tânăr și sângeriu, să-mi iau o bere ieftină și să o beau pe o bancă, ca atunci, în primăvară acum în plină toamnă. Să-i spun o glumă unei domnișoare oarecare, pentru că sunt eu trist sau pentru că e ea răpitoare, dar vremea îndrăgostirii o trecut. Voi îmbătrâni tot mai mult. Iar omul ăsta cu răscoala de la 1907 se prea poate să aibă dreptate. O să mă duc acasă și o să caut pe net. Și dacă e adevărat, scriu un sonet sau poate chiar o sonată de o să rămână șleac cu gura căscată. Păi așa, jigodi alogene, noi suntem criminali, iar voi, sirene, de 200 de ani ne oprimați. o scris și Jules Verne, în castelul din Carpați. Toate popoarele în mijlocul cărora a trăit v-au incendiat, v-au alungat, v-au pentru că ați fost voi băieți buni. Ce să-ți spun? Și acum ați vrea să învățăm la școală minciuna voastră ordinară cu șase milioane de gazați, cu mini butelii la care se prăjeau cârnați. La 1907 a fost răscoală antimoșerească. La 1938 a fost pedeapsă cerească. La 4 aprilie 1944, la Plăiești, ne-ați bombardat ca să-i omorâți pe nemți. La Hiroshima și Nagasaki a fost absolut necesar să băgați tot poporul în circuit funerar. Dar la abator a fost o crimă înfiorătoare, iar nu o răzbunare. Cât despre răzbunarea voastră bolșevică, ea a fost foarte mică. Dacă vă mai ține Dumnezeu cu atâtea minciuni, măcar să vă țină la spitalul de nebuni.